prezentat și Raluca, foarte repede rezultatele studiului pe care l-am făcut în teren. Voi începe prin a vă descrie teritoriul de intervenție, teritoriul pe care SDL, pe care strategia îl vizează. Teritoriul este format din două zone urbane marginalizate, respectiv Parcul Tineretului și Centrul Vechi, iar toată această porțiune galbenă care se vede aici este zona urbană funcțională care înconjoară și leagă cele două zone. Cele două zone urbane marginalizate. Am făcut un alt studiu, de fapt colegii din Botoșani au ajutat, un studiu în care am chestionat 695 de persoane în Parcul Tineretului, 543 în Centrul Vechi și 569 în zona urbană marginalizată. Avem foarte multe rezultate pe care, nu o să vă obosesc în acest moment, voi trece direct la rezultatele care ne interesează și anume care sunt schimbările de care oamenii, pe care oamenii consideră că trebuie să le facem prin acest proiect. În ceea ce privește partea de locuire, foarte mulți, în special cei din cartierul Tineretului, au solicitat reparații la instalații utilități apă canal. La fel, în Parcul Tineretului, foarte mulți au solicitat renovări și zugrăviri ale spațiilor în care locuiesc. În zona urbană funcțională, un mare procent, de până la 60%, își doresc igienizarea a spațiilor locative. Ce anume trebuie schimbat în zona în care locuiți? Chiar dacă nu este vorba de o problemă a zonei, marea majoritate a respondenților din ambele zone urbane marginalizate, dar și mulți, peste 20% din zona urbană funcțională, consideră că găsirea unui loc de muncă este o problemă prioritară. De asemenea, mare procent de până la 70%, înspre 80% din locuitorii din, din Centrul Vechi, dar și foarte mulți din cartierul Tineretului, consideră că înființarea unui centru comunitar integrat i-ar ajuta la rezolvarea unor probleme. Mult procente mari s-au înregistrat și la solicitarea de cursuri de calificare și formare profesională, dar și la renovarea de locuințe sociale și, și de bloguri. Ceea ce au fost și copiii aici de față și ceea ce sperăm să reușim să implementăm este de amenajare și de construire a unor locuri de joacă mult mai multe decât sunt în momentul de față pe teritoriul municipiului. Și încă o dată, care sunt schimbările pe care locuitorii le-au considerat că trebuie să fie făcute pentru a le crește nivelul de calitatea vieții, sunt găsirea unui loc de muncă prin formare profesională, practic sunt legate cele două, procentele sunt foarte mari pe cele două zone urbane marginalizate și încă o dată amenajarea spațiilor de joacă este la una din solicitările multor, respondenți. Avem aici la procente puțin mai, scăzute, în special pentru zona urbană funcțională, de creare de locuri de parcare și de ordine publică în zonele respective. În linii generale, acestea sunt rezultatele, acestea sunt principalele nevoi pe care au reieșit. Raluca o să vă prezinte, pornind de la acest studiu, care sunt soluțiile pe care strategia le va propune.